Locuitorii din Ovidiu se pregătesc de distracție pentru că începând de vineri în oraș au loc o mulțime de manifestări. Vineri începem cu luptele Tătărești și luptele Chiureș la stadionul orașului Ovidiu. Apoi ne mutăm la centru cultural care începând din această lună îi schimbăm și denumirea. El va fi și reabilitat total până în toamnă. Schimbăm denumirea centrului cultural, se va numi Centrul Cultural Elena Roizen. Festivalul cântecului popular Elena Roizen își deschide porțile sâmbătă. Pe seară, scena amenajată în aer liber va aparține trupei Voltaj, proaspăt întoarsă de la Eurovision, dar și altor artiști ca Nico, Cabron, Biugi Mafia și 3 Sud-Est. A doua zi, locuitorii vor participa la crossul orașului aflat la cea de-a doua ediție. Tot atunci va avea loc și Cupa orașului la fotbal, eveniment desfășurat pe stadionul Gică Hagi, la care este așteptat și sportivul de performanță. Duminică, pentru că se apropie și ziua copilului, avem o zi dedicată și lor, începem cu crossul orașului Ovidiu, este ediția a doua. Am trecut a avut mare succes, au fost aproximativ 600 de copii înscriși la prima ediție am trecut. În acest an, deja înscriși pe liste, sunt aproximativ 1000 de persoane. Pe diverse categorii de vârstă, că am spus copii, dar nu vor fi numai copii, vor fi și pensionari. Deci, indiferent de vârstă, îi așteptăm la crossul orașului Ovidiu. Din maratonul distracției nu lipsă spectacolele în aer liber cu artiști renumiți de muzică românească, macedonească, dar și ansambluri venite tocmai din străinătate. Zilele orașului Ovidiu se vor încheia cu un foc de artificii.